Bună ziua! Noi suntem Aruca Băiașu și Matei Constantin și vom fi gazdele dumneavoastră astăzi. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați. Stimate domnule profesor Florin Mihăilescu, vă invităm să vă luați locul și ceva. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale București și vă mulțumim că sunteți alături de noi într-o zi de sărbătoare universitară, o zi importantă pentru întreaga noastră comunitate. Doamnelor și domnilor, astăzi îl sărbătorim și îl celebrăm pe domnul profesor universitar dr. Florin Mihăilescu, rector al Universității Naționale de Arte Teatrale și Cinematografice între 1966 și 2000, căruia Senatul Universității a conferit. Senatul Universității, iertați-mă, îmi pare rău, domnule profesor, căruia Senatul Universității, i-a conferit un bine meritat titlu, acela de profesor emerit. Bine ați venit și vă mulțumim. Acum onoarea să invităm în scenă reprezentanții Senatului UNADC. Domnul profesor Daniel Stanciu, director al Departamentului Păpuș Marionete. Doamna profesor Anca Ioniță, director al Departamentului Studii Teatrale. Domnișoara Iris Irodi, studentă la Scenaristică Filmologie anul 3. Doamnelor și domnilor, invit în scenă pe domnul Liviu Lucaci, rectorul UNATC și pe domnul Doru Nițescu, președintele Senatului. Pentru a începe ceremonia de astăzi, o să vă rog să vă ridicați pentru intonarea imnului Universitar Laudamus. Amen.
Doamnelor și domnilor, îl invit acum să ia cuvântul pe domnul rector al universității noastre, profesor universitar dr. Liviu Lucaci. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ilie Caragiale București, la un eveniment care pe noi ne onorează profund, pentru că este vorba despre unul dintre cei mai importanți profesori, artiști, oameni pe care universitatea noastră i-a avut și are, așa cum știm cu toții, o școală bună înseamnă profesori buni. N-am să-i fac eu acum laudație domnului profesor Florin Ihilescu, însă țin să spun că îmbinarea extraordinară pe care această personalitate atât de importantă a artei românești o are între harul de a da altora și reușitele remarcabile artistice dintr-o viață plină de succese, este ceva extrem de rar. Așa că universitatea noastră se bucură că astăzi primește în rândul celor care se numesc profesor emeritus pe domnul Florin Ihilescu și vă mulțumește pentru faptul că sunteți de față la acest eveniment foarte important pentru noi. Pentru a rosti laudatio, îl invit acum în scenă pe domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Sterian, prorector al UNATC și președinte Romanian Society of Cinematographers. Sunt conștient de misiunea imposibilă pe care ne-am asumat-o atunci când am acceptat să rezum într-un spațiu și timp limitat activitatea profesională și didactică a unei personalități marcante a cinematografului românesc, profesor universitar dr. Florin Ihilescu. În fapt, abordarea sintetică a reperelor estetice și formative pe care acestea le-au avut în viața profesională, în calitate de director de fotografie, cât și în cea universitară în calitate de îndrumător a numeroase generații, ar necesita omul și nesfârșite conferințe. Reprezentant de furtea generației 70, Florin Ihilescu are în ADN-ul său filonul documentaristului, dar și izboarea academică a introspecției, a dublei reflexii, uneori voit deformată, amintindu-ne de scutului Perseu. Asemenea, acestuia domnul profesor are abilitatea de a evita privirea direct la meduzei, care cu siguranță nu are la puterea de a închetri, dar care, poate că prin actuală democratizare a tehnicilor de filmare, poate să impună o nedorită superficialitate în structura mesajului filmic, destructurând rigoarea, necesitatea conceptualizării și a premeditării actului artistic, fapte ce ar fi în contradicție cu crezul său. Florin Ihilescu este dovada faptului că ființele mitologice există. El transcende epocilor ca un centaur, jumătate om, jumătate micel, purtând în viscere grife, contragrife, tamburi dințați și tije de înșeneuri, aflate într-o perfectă simbioză cu trupul și sufletul său. Asemenea, centaurului este un luptător acerb al cauzei filmului, un partener permanent al studenților săi în asumarea etapelor de formare profesională, un promotor al mecanicii interacțiunii umane, mânat mereu în luptă de aceleași măzuinițe și idealuri, crearea de opere cinematografice perene. Rarelor indulgent, uneori meditativ, așteaptă încărătător să descopere în producțiile recente, vizionate obligatoriu în sală de cinema, un urmaș al lui Ovidiu Gologan, sau măcar dovezi concrete care să ateste că geneza filmului certifică această stare de grație a așteptării momentului potrivit. Florin Ihilescu este profesionist lucid, personalitatea inconfundabilă a cărui verticalitate și intransigență îi deranjează pe cei neobișnuiți cu spiritul de echipă, cu colaborarea și neajunsurile frământărilor și insomniilor, frecvente de altfel în perioada filmărilor.
cu dorința acerbă de a transmite emoție prin fiecare fotogramă filmat. Demersul estetic este întotdeauna atent cântărit, eliminând excesele elementelor de limbaj vizual, iar ingerința tehnică minuțios strămuită. Astfel, artificiul tehnic devine osmotic, susținând structura vizuală a filmului, indiferent de genul acestuia, road movie, realism, docudrama, actualitate sau felii de viață în accepțiunea erei post-decembriste. Cu cât o structură este mai regulată, echilibrată și simetrică, cu atât probabilitatea ca ea să predomine este mai mare. Este și cazul domnului profesor, al cărui parcurs profesional bazat pe comunicare ca formă specială de apropiere, predomină prin realitatea de a fi împărțit momente din libere sincere cu ecouri interioare semnificative, cu membrii echipelor de filmare din care a făcut parte. Portretul nu ar fi complet fără o amintire și pe cea care a stat întotdeauna alături, cu altruism, rădare și speranță în pericul profesional și personal, domnul Svetlana Mihăilescu. Creația lui Florin Mihăilescu este intim legată de personalitățile regizorului care a împărțit platoul de filmare, contribuind la stilistica și limbajul vizual al fiecărei pelicule în parte. Multiplele genuri și soluții stilistice abordate aparent eterogene sunt justificate de cheile vizuale unice pe care acesta le-a construit în fiecare film. Îmi permis să punctez câteva repere din creația lui Florin Mihăilescu, asumând un inevitabil o subiectivitate în legătură cu acestea. De ce traclopotele mitică se dovedește a fi placa turnantă a bunării în abis? După ce în spațiul simulacrului poveștii legalistului din secvențe, descoperim banalul, derizoriu din spatele cortinei, cantina și holurile studioului, populate cu personaje pseudo-fantastice, cu mult înainte de uzanța realizării making-of-ului, secvențe demitizează procesul de realizare a unui film, confruntând spectatorul cu un univers comun, aproape familiar al echipei de filmare. Este peisajul în care Lucian Pinvile își face apariția accidental pentru a confirma coliziunea realității cu ficțiunea. În structura închisă circulară de ce trag clopotele mitică, suntem preveniți încă din debut că vom asista la un melanj de epoci, care adună la o altă simeză a expoziției, echipa și avântul construcțiilor socialiste. Astfel, debutul filmului certifică convenția teatralizării spațiului filmic, prin existența în același decor a macararelor și blocurilor mahalelui fundenilor. Spațiul reinterpretat al capodoperiului Caragiale necesită indicațiile autorului din finalul filmului, dar și inexorabil la concluzie. Lasă-i să mă răproști. Retragerea camerei relevă spectatorului simulacrul creat, o metaficțiune a realității caragielești extrem de validă și în actualitate. În acest context, vocea lui Lucian Pitfilie răsună imperativ. Actorii se merg la microbuze, iar ca certificare a convenției, vocea lui Florin Mihăilescu încheie în sec. Pintilie, mai la stângă. Mai, stop. Cea mai fructuoasă colaborare desfășurată pe parcursul a două decenii cu un veritabil autor în accepțiunea lui Godard și o personalitate incontestabilă a cinematografului românesc este cea cu Mircea Dăneanu. De la cursa până la tusea și juniul, binomul regizor-operator este constant frământat de expresie vizuală și esențializarea acesteia. Filonul adaptării literare constituie un element important în creația regizorală, Iacob devenind o demonstrație magistrală a gradării realismului, tensiunii, terorii și resemnării lui Iacob Onisia, dar și un reper unic al acestei colaborări. Atmosfera și peisajele filmului contribuie la certificarea acesteia de tot capodoperă genului. Ultimele două acte, certificând abilitatea creatorilor de a controla constant la nivelul uneori extreme, empatia spectatorului. Schimbarea structurii narrative din analitic asociativă în Corvospil, iertat cum fie licența, din Camerspil, este dovada asumării totale a modificării registrului simbolic, de la individual la universal. Transferul emoțiilor prin intermediul detaliilor invizibile este urmărit pe întreaga durată a secvenței, iar umbrele, amorsele și efectele punctuale de lumină gradează subliminal răspunsul privitorului. Închei acum acest pericol de recunoștință pentru contribuția adusă cinematografului românesc, pentru minunatul timp oferit colegilor și coechipierilor, pentru suportul și îndrumarea tuturor studenților, doctoranzilor și o last but not least, pentru modelul de mentorat oferit, descris magistral în cartea dumneavoastră Cuvintele Unării. Sper ca diletantismul și impostura să fie descurajate cu grație. O afirmație ce și-ar merita pe deplin locul pe frontispiciul în ATC-ului. Mulțumim, domnule profesor! Mai avem o surpriză, sperăm plăcută. Vă invităm să vizionăm un film proaspăt masterizat.
Lăsați. Nu, lăsați că eu mai am. Dar și dumneavoastră, nu doriți? Dați și dumneavoastră.
Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru investirea cu titlul de profesor emerit. Că Senatul nu a deja a hotărât să vă acorde titlul de profesor emeritus. Dar cred că tot așa toată lumea știa deja că sunteți profesor emeritus, fără ca Senatul să fie nevoit să vă acorde acest titlu. Aici am o diplomă pe care o voi citi din latină, spre satisfacția întregii săli. Dar tot am dat în ziua o să vă rog să luați loc. Pentru că am un mesaj care nu e meu, dar am fost rugat să-l citesc. Și îmi face o mare plăcere și mă emoționează că o să-l citesc. Și mesajul începe așa: dragă Florine, îți mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o ani de zile împreună, formând un nucleu creator în clasa de regie, film și operatorie. În această perioadă s-au născut filme realizate de tinerii noștri studenți care au stârnit mirarea cronicarilor de specialitate și nu numai. Mai vreau să-ți mulțumesc pentru înțelegerea pe care ai avut-o în calitate de rector atunci când ai decis să sprijini ideea pe care ți-am propus-o, aceea de a realiza Festivalul Cinema Iubit. Înțelegerea ta a fost pentru mine un semn clar că sunt pe un drum bun. Nu o să uit niciodată seriile din ajunul Crăciunului când începea festivalul și holul cinematografului studio se îmbrăca în acordurile colindelor românești. Cu toții eram emoționați, profesori și studenți, iar în clipa în care apărea însoțire Sveta, frumoasa ta soție, plină de înțelegere pentru creator, mă cuprindea o bucurie nemărginită. Sala aștepta filmele care anunțau viitorul cinematografiei române. Mai vreau să-ți mulțumesc, dragă Florine, pentru toate filmele pe care le-ai realizat cu atâta măiestrie și care au înnobilat cinematografia noastră. Din vasta ta filmografie am să menționez doar 3 titluri, filme care ar trebui văzute de toți, de nenumărate ori. De ce trag clopotele mitică, regia Lucian Pintilie, Secvențe, regia Alexandru Tados
și Iacob, regia Mircea Daneliuc. Cu o paranteză, domnul Daneliuc este cu noi. Prin filmele studenților noștri am obținut nenumărate premii importante, noi ca universitate, printre care și premiul pentru cea mai bună școală de film de două ori la München și de două ori la Carlo Vivari în 2000 și 2001. Mă opresc aici, deși e mult prea puțin față de cât ai merita. Sunt atâtea dovezi care atestă valoarea ta de artist, rector și de profesor al acestei minunate universități. Îți mulțumesc! Elisabeta Bostan, 10.07.2021. Limba latină. Nos, primus senator et universitas artis teatralis et cinematograficei de Caragiale Bucureștiis et egresius senatus, honorantes merita longe illustrissime viri Florin Mihailescu, quae juvenibus ingenis tam provorendis quam excolentis omnes labores et iam totam vitam donavit, statuimus et ornamus in honorem tante strenuitatis, endem virus appellationem professor emeritus nostre universitatis perpetue rei memoria. Soala este cu lucrurile nefolositoare. Pentru că am ajuns la concluzia că am predat și am, de fapt, spunea și Alex în audiență, am încercat tot timpul să-i conving pe studenți să nobileze cinematograful și să-i dea un cât mai înalt grad de abstractizare prin ceea ce fac ei. Cinematograful pierde astăzi pentru că, de fapt, și-a pierdut gradul de abstractizare. Și a pierdut gradul de libertate pe care îl dă spectatorului.
Din păcate, cinematograful în zilele noastre evoluează, trece cu mare viteză pe lângă noi, de cele mai multe ori sfidând domnul, regula. Și atunci intră în propria cursă. Pentru mine, cinematograful astăzi este un fel de imensă sală albă, cu ferestre pe stânga și pe dreapta, cu niște draperii de un alt suspect, care flutură într-un vânt absolut incoerent. Din când în când apar câteva străluciri inexplicate. Asta este cinematograful de azi. Un soi de vin alb. Agreabil, dar vin. Asta e poate nasoală. Partea folositoare din parcursul didactic, parcursul ca profesor, a venit din frică. Toate fricile mele de pe platou au încercat în primul rând să le transfer și să le limezez studenților. Să nu le fie frică lor. Deși le-am spus întotdeauna că dacă nu le va fi frică, nu vor fi artiști. Ambiguitatea, nesiguranța, sunt proprii artiștii. Și asta generează frica aia, care nu te lasă să dormi, care te face să te gândești atunci când intri într-un proiect, într-un film, să te gândești tot timpul la frica aceea de a te face înțeles. Lucrurile astea la clasă, de fapt, sunt ca exercițiu, ca micul gest pe care îl face un părinte, atunci când împinde două degete, copilul care vrea să se înalțe, să meargă un picior. Copilul are nevoie să știe că poate să meargă, nu că nu poate. El poate, dar află că poate merge. Ce facem la clasă este să întindem cele două degete ca cei care sunt la început să capete siguranța la mersului. Siguranța Domnului în cinematografie. Sper că n-am devenit foarte patent. Încă o dată mulțumesc foarte mult, mulțumesc din suflet, mă sunt onorat, sunt alături și cu ochii pe voi. De acum, deși e, așa cum a spus și Doru înainte, e doar o zi care marchează asta, nu că acum ar fi trebuit inventat titlul ăsta pentru dumneavoastră. Studenții dumneavoastră, numeroșii noastră, studenți, absolvenți, o pot spune. Aș vrea să spun câteva vorbe despre importanța unor astfel de profesori pentru o școală și pentru școala noastră. Noi avem această șansă imensă de a avea acești piloni pe care stăm. Așa gândim lucrurile atunci când vântul nu e tocmai favorabil, ne întindem brațele spre cei care ne pot sprijini, spre cei care au dovedit că atunci când vântul nu era favorabil, au știut ce să facă. Chiar dacă frica a fost cea care a generat soluție. Deci domnul profesor Florin Mihilescu este unul dintre ziditorii școlii noastre și știu că avem și studenți extraordinari care vor putea prelua de la dânsul și de la cei ca dânsul acele valori care să facă din școala noastră o școală importantă și de aici încolo. E un proiect pe care l-am gândit cu domnul președinte al Senatului,
la aceste valori incontestabile, vii, dinamice, umorul adevărat, să fie alături de noi pentru a ne ajuta să întrezărim un pic din viitorul artei românești, fără să uităm lucrurile extraordinare deja realizate. Îi mulțumesc foarte mult că ne-a onorat cu răspunsul la această ceremonie, care pentru noi este foarte emoționantă, pentru că ne aruncă cumva înainte. Asta simt eu. Am vrut să vă spun lucrurile astea, vă mulțumesc foarte mult pentru tuturor celor care și-au răpit din timp să fie aici. Vă invit să participați în continuare la gala absolvenților de la master, care abia a început. Nu pot să mă abțin să vă spun că într-un an de pandemie, în care alte școli sunt închise, noi avem 77 de producții, teatru, film, jocuri, instalație, nu e chiar puțin. Și vă invit la un eveniment care cred că va da face o deosebită plăcere, ca peste două zile, să fiți aici când îi decernăm titlul de doctor honoris causa domnului Emil Boroghin. Deci, mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului profesor emeritus Florin Mihăilescu pentru tot ce a făcut pentru noi și pentru tot ce va face, pentru că despre cât înseamnă nu sunt destul de vorbe. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc dumneavoastră și sper să sărbătorim cum se cuvine acest moment. Thank you.
Ai intrat cu patru așa de bine. Mersi.